ședința, doamnelor și domnilor, și bine ați revenit alături de Bursa de Valori București. Evenimentul de azi este dedicat finanțărilor prin instrumente financiare verzi pe piața de capital. Cu ocazia zilei de astăzi vom lansa și o colaborare cu IFC, despre care colegii noștri de la International Finance Corporation vor vorbi mai în detaliu. Ne bucurăm de asemenea să avem alături de noi reprezentanța Ministerului Finanțelor Publice și a Băncii Naționale a României, dovadă a interesului pentru acest subiect în rândul autorităților și în rândul Guvernului României. Fără a întârzia prea mult, voi da cuvântul domnului Cristian Nacu, Senior Country Officer pentru România și Republica Moldova, pentru un cuvânt de deschidere. Bună ziua, mulțumesc frumos pentru invitație și pentru organizare. Evenimentul de astăzi se dorește o primă luare de contact cu un subiect foarte actual și important pentru companiile românești, chiar pentru România. Finanțarea prin obligațiuni verzi prin intermediul pieței de capital. Mulțumesc pe această cale Bursei București și lui Adrian Tănase pentru receptivitatea deosebită și pentru suportul important la realizarea acestui eveniment. Îmi face o deosebită plăcere să salut în numele IFC, distinși și oaspeți, membrii ai Ministerului Finanțelor, Băncii Naționale, Raiffeisen Bank, precum și pe colega mea, dr. Onorata Fialca, Senior Climate Economist la IFC. Cu această ocazie îmi face o deosebită plăcere să anunț că în perioada 7-8 iulie, Onorata a fost de acord să conducă o sesiune de training dedicată emiterii de obligațiuni verzi, un program de training desfășurat deja și cu Bursa din Varșovia, dar sunt sigur că ea vă va da mult mai multe detalii foarte curând. De ce sunt importante finanțările verzi pentru IFC? IFC este unul dintre cei mai mari finanțatori din lume de proiecte climatice inteligente pentru țările în curs de dezvoltare. Din 2005, când am început să urmărim componentele inteligente din punct de vedere climatic ale investițiilor și serviciilor noastre de consultanță, IFC a furnizat mai mult de 28 de miliarde de dolari în finanțare pe termen lung și a strâns peste 22 de miliarde de dolari în mobilizări de bază prin parteneriate cu investitori. IFC a fost de asemenea unul din primii emitenți de obligațiuni verzi, lansând un program de obligațiuni verzi proprii în 2010 pentru a ajuta la catalizarea pieței și la deblocarea investițiilor pentru proiecte din sectorul privat, care să sprijine energia regenerabilă și eficiența energetică. La sfârșitul anului 2020, IFC emisese peste 10 miliarde de dolari în obligațiuni, 172 de obligațiuni în 20 de valute. Iar IFC vede o cerere imensă din partea investitorilor pentru obligațiuni verzi și climatice în Europa, dar și în România. Cererea uriașă a investitorilor poate fi observată și din faptul că obligațiunile verzi sunt în medie de peste 4 ori suprasubscrise în comparație cu obligațiunile simple. În 2021 se așteaptă ca volumul anual de emisiuni de obligațiuni climatice să atingă un nivel între 400 și 450 de miliarde de dolari. Inițiativa privind obligațiunile climatice, așa numită Climate Bonds Initiative, care stabilește standarde pentru emisii verzi, prevede că în 2021 va fi al 10-lea an consecutiv de creștere pentru obligațiuni verzi globale și împrumuturi variind între 400 și 450 de miliarde. Potrivit Bloomberg, numai în prima jumătate a anului 2021, volumul de noi emisiuni a depășit deja 200 de miliarde de dolari. IFC joacă un rol de lider în elaborarea orientărilor și procedurilor pentru obligațiunile, piața obligațiunilor verzi, în calitate de membru al Comitetului Executiv al Principiilor Obligațiunilor Verzi și al cadrului de armonizare a raportării impactului obligațiunilor verzi. În iunie 2021, IFC a investit 72 de milioane de dolari în obligațiuni verzi exprimate în monedă locală plasate de Raiffeisen Bank. Investiții precum cea recentă vor fi multe în perioada care vine și credem că manifestări precum cea de astăzi vor deschide și mai mult apetitul potențialilor emitenți. Vă mulțumesc! Mulțumim frumos și de-abia așteptăm să aflăm mai multe detalii despre programul dumneavoastră de la Onorata. În continuare îi voi da cuvântul domnului Atila Gheorghi, secretar de stat al Ministerului Finanțelor Publice. Vă rog.
Mulțumesc frumos. Stimate domnule director general Adrian Tănase, stimați participanți, citeam recent studiul Moody's care estima pentru acest an emisiunea de obligațiuni verzi în valoare de 375 de miliarde de dolari, cifră care văd că a fost validată și de domnul Nacu Adineaur cu o valoare apropiată. Bineînțeles că sunt estimări, se pare că piața merge mai bine. Interesant e de văzut faptul că creșterea față de anul trecut se estimează a fi cel puțin 39%, creștere care este mai mare decât creșterea așteptată la alte tipuri de obligațiuni sustenabile. Este important acest trend mondial, dar mai important este ca și noi să facem parte din el și să fim în plutonul fruntaș. De aceea, la nivelul Ministerului Finanțelor, prin strategia de administrare a datoriei publice, la nivel guvernamental, pentru perioada 2021-2023, am prevăzut emiterea și utilizarea de obligațiuni verzi ca instrument de datorie publică. Ministerul Finanțelor, în calitate de administrator al datoriei publice, va coordona procesul de pregătire și lansare efectivă a obligațiunilor verzi pe piața internațională și va coordona procesul de raportare periodică cu sprijinul instituțiilor implicate, astfel încât să se asigure informarea mediului investițional asupra fondurilor alocate pentru cheltuieli eligibile și impactul asupra mediului. Intenționăm să înființăm și să participăm activ la grupul de lucru interministerial care elaborează cadrul general pentru obligațiuni verzi la nivel suveran, așa cunoscutele Green Bond Frameworks-uri, selecția și validarea cheltuielilor și proiectelor eligibile verzi, cum ar fi proiecte ce vizează eficiența energetică, prevenirea poluării, agricultura durabilă, pescuitul silvicultura, transportul curat, gestiunea durabilă a apei, tehnologiile ecologice. Cadrul general pentru obligațiuni verzi, la nivel suveran, are la bază principiile ICMA de emisiuni verzi, ICMA Green Bond Principles, respectiv în ceea ce privește utilizarea fondurilor, sunt prezentate obiective strategice în materie de finanțare sustenabilă și schimbări climatice, sectoare finanțate, lista proiectelor și cheltuielor eligibile, indicator de performanță și de impact, aspect important, întrucât în prezent la nivelul instituțiilor publice nu se publică indicatori nefinanciari. Pentru noi ar fi fost extrem de important să știm mai multe detalii privind riscul climatic. Legat de procesul de evaluare și selectare a proiectelor, avem o prezentare detaliată a modalităților de evaluare, aprobare și verificare a cheltuielilor eligibile. Gestionarea fondurilor trebuie realizată de o manieră transparentă pe măsura efectuării cheltuielilor aferente proiectelor verzi selectate. Alocarea fondurilor poate include cheltuieli din anul bugetar anterior, dar și din anul bugetar curent sau chiar cel viitor. În ceea ce privește raportarea, avem un raport de alocare anuală, până în momentul în care se asigură alocarea integrală a sumelor obținute din emisiunea de obligațiuni verzi, apoi urmează un raport de evaluare de impact care se întocmește într-un interval de timp de 1 până la 3 ani de la realizarea finanțării sau de la momentul alocării integrale a obligațiunilor emise. În tot acest timp, asigurăm coordonarea cu Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene în sensul de identificare a cheltuielilor și proiectelor eligibile, astfel încât cele finanțate prin obligațiuni verzi să nu se suprapună cu acele proiecte de reforme și investiții publice care sunt cuprinse în Planul Național de Redresare și Reziliență. Din practica altor state, perioada de implementare a cadrului general pentru obligațiuni verzi la nivel suveran va dura aproximativ 6 luni. Ministerul Finanțelor păstrează flexibilitate în privința pieței de emisiune. Situația de astăzi ne arată că piețele externe beneficiază de cerere ridicată pentru aceste instrumente, existând investitori cu fonduri dedicate în acest scop, randamente ușor mai scăzute decât obligațiuni standard. Nu neglijăm nici piața internă, vedem emitenți suverani care au utilizat aceste instrumente și pe piața locală. Însă trebuie să ținem cont de interesul și apetitul investitorilor. Un sondaj recent realizat de Banca Națională a României
în rândul a 13 bănci, care reprezintă în termen de active 88% din sistemul bancar românesc, relevă că titlurile verzi ar putea fi parte a strategiei băncilor privind durabilitatea, însă această direcție nu este încă definită cu claritate. O eventuală preferință pentru acest tip de instrumente va putea fi stabilită ținând cont de aspecte precum limitele aplicabile pentru expunerea față de statul român, precum și alte caracteristici ale acestor instrumente, cum ar fi lichiditatea, randamentele oferite, posibilitatea de a fi folosite drept colateral pentru accesarea lichidității de la Banca Centrală, prin facilități permanente acordate băncilor, tratament similar sau mai bun în calculul indicatorilor de lichiditate și de adecvare a capitalului. În concluzie, se distinge clar un semnal că România se încadrează deja pe traiectoria dezvoltării durabile conform standardelor ESG, respectiv criterii non-financiare, de mediu, sociale și de guvernanță corporativă, în evaluarea oportunităților de investiții și de alocare a capitalurilor. Vă mulțumesc pentru atenție! Mulțumim și noi foarte frumos și de-abia așteptăm, sperăm noi să vedem aceste titluri suverane verzi listate și la Bursa de Valori București. În continuare îl invit pe domnul Florin Dragu, șef serviciu Direcția Stabilitate Financiară Banca Națională a României. Bună ziua tuturor și mulțumesc mult pentru invitație și oportunitatea de a participa în cadrul acestui eveniment. Cum au zis și antevorbitorii mei, la nivel internațional, magnitudinea oportunităților de investire în proiecte verzi este impresionantă și are posibilitatea de a genera rentabilități pe măsură pentru cei care susțin proiecte de tehnologii și de infrastructură pentru un viitor cu emisii zero de carbon. Practic, fostul guvernator al Băncii Angliei, Mark Carney, prezenta această tranziție către o economie neutră din punct de vedere al emisiilor de carbon ca elementul care generează cea mai importantă oportunitate comercială a vremurilor noastre. Cum ziceam, amplitudinea investițională este semnificativă și se situează dincolo de capacitatea singulară a sectorului guvernamental, fiind necesară și o mobilizare ridicată a capitalului privat către aceste domenii durabile, iar în această direcție sistemul financiar și implicit piața de capital pot juca un rol semnificativ. Finanțările cu destinație durabilă au înregistrat un avânt important în ultimii ani, atât pe segmentul emiterii de instrumente de datorie pe piețele de capital, cât și din perspectiva contractării de împrumuturi. Iar, în plus, dezvoltarea altor paliere de atragerea finanțărilor pentru proiecte verzi a fost de asemenea importantă, remarcându-se în acest sens fie emisiuni de acțiuni sau tranzacții de fuziuni și achiziții cu destinație verde. Pe parcursul anului 2020, finanțările cu destinație durabilă au totalizat aproximativ 544 de miliarde de dolari la nivel global, un nivel mai mult decât dublu celui consemnat în anul 2019. Și dacă ne uităm în structură, în graficul din dreapta, observăm că aproximativ 41% dintre aceste emisiuni au mers pe segmentul sub forma obligațiunilor verzi. Și din perspectiva tipologiei emitenților, evoluțiile au fost
importante, iar sectorul guvernamental și cel al instituțiilor supranaționale a înregistrat cea mai dinamică evoluție în ultimii ani. O tranziție ordonată către o economie verde este de natură să genereze oportunități semnificative atât pentru economia românească în ansamblu, cât și pentru sistemul financiar. Proiectele verzi la nivelul statului nostru însumează valori considerabile, iar impactul lor asupra creșterii economice poate fi semnificativ. Conform calculelor derulate de grupul de lucru CNSM pentru sprijinirea finanțării verzi, valoarea acestor proiecte însumează circa 60 de miliarde de euro, atât la nivelul autorităților guvernamentale, cât și la nivelul sectorului privat. Iar în situația implementării acestor proiecte sustenabile, impactul suplimentar asupra creșterii economice ar putea fi de asemenea semnificativ și ar putea ajunge până la 5,7 puncte procentuale în următorii 6 ani. Un alt aspect care este important de menționat este legat și de implementarea la timp acestor proiecte. Acest lucru putând genera efecte de antrenare la nivelul economiei. Și în cazul unei tranziții întârziate, aceste efecte pe orizontală ar lipsi, ceea ce s-a translat implicit într-o stimulare mai redusă a apariției unor lanțuri locale de valoare adăugată. Iar în această situație, cum vedem și pe graficul din partea stângă, o implementare întârziată poate conduce la un impact diminuat cu circa o treime acestor proiecte. O soluție în acest sens poate fi și poziționarea României ca o țară atractivă pentru investiții directe cu destinație verde, având în vedere progresele semnificative pe care țara noastră le-a realizat în ultimele decenii în această direcție. Suntem țara cu cea mai mare reducere a gazelor cu efect de seră din regiune și totodată avem planuri ample de dezvoltare a segmentelor de energie regenerabilă. Având în vedere o arie largă de acoperire din perspectiva domeniilor beneficiare, energie, eficientizare energetică, transport, agricultură, construcții sau domeniul imobiliar, O capitalizare a acestor oportunități aduse de agenda schimbărilor climatice este de natură să modifice semnificativ tiparul de creștere economică, nu doar din perspectiva sustenabilității, ci și cât și în ceea ce privește valoarea adăugată mai ridicată la nivelul economiei. Iar în antiteză, o lipsă de acțiune sau întârziere în combaterea efectelor schimbărilor climatice poate genera efecte negative atât la nivelul sectorului real cât și la nivelul sistemului financiar. Firmele care fac parte din sectoare clasificate drept carbon intensive au o importanță ridicată atât din perspectiva aportului la valoare adăugată cât și în ceea ce privește deținerile de active, 40% în primul caz, respectiv 50% pentru active. Și totodată aproximativ 50% din portofoliul băncilor
către companii este acordat către companii, către firme care provin din domenii care pot fi afectate de schimbările climatice. Însă, spre comparație, media la nivelul Uniunii Europene se situa undeva la 60%. Pe acest grafic avem prezentat un scenariu din punerea unei taxe pe emisiile de carbon de aproximativ 75 de euro pe tonă de carbon. Iar într-un asemenea scenariu s-ar translata pe de-o parte creșterea cheltuielilor companiilor din aceste sectoare, ceea ce la rândul lor ar genera o diminuare a rentabilității la nivelul agregat al sectorului până la nivelul de minus 5%. Este important de menționat că în structură sunt două populații diferite, sunt companiile care vor beneficia de această tranziție către economia verde, și pe de altă parte sunt firmele care ar putea fi afectate. Un alt efect al unui asemenea scenariu ar fi mărirea gradului de îndatorare până la aproximativ 265%, comparativ cu circa 195% la nivelul economiei la finalul anului 2019. Iar pentru sectorul bancar, s-ar putea translata într-o creștere a probabilității de nerambursare de la o medie de aproximativ 4,6% până la circa 12%. În funcție de intensitatea emisiilor de gaze cu efect de seră, atât directe cât și indirecte, anumite domenii economice pot fi afectate într-o măsură mai importantă. Dintre acestea se remarcă sectorul producției și furnizării de energie electrică și termică. Această ramură fiind responsabilă pentru 7,2% din activele totale ale companiilor nefinanciare, respectiv 4% din cifra de afaceri. Totodată ele au și o proporție de 2,6% din portofoliul de împrumuturi al băncilor. Atât băncile, cât și piața de capital au un spațiu amplu de îmbunătățire, de majorare a finanțărilor cu destinație verde, în condițiile în care sumele acordate până acum, de exemplu la nivelul sectorului bancar, se situau la puțin peste un miliard de euro. Iar activele verzi reprezintă circa 3% din împrumuturile băncilor. Spre comparație, la nivel european, această pondere era de două ori mai mare față de cea înregistrată la nivelul sectorului bancar din România. Iar în funcție de categoria de credit, în graficul din dreapta putem observa o preferință a instituțiilor de credit către finanțarea clădirilor verzi, acest segment cumulând acum aproximativ jumătate din totalul finanțărilor pe acest segment, circa 3 miliarde de lei. Un alt aspect care poate fi observat este o dinamică descendentă a finanțărilor pentru proiecte de energie regenerabilă. Dacă la începutul perioadei analizate acestea aveau ponderea cea mai ridicată, acum, după reduceri treptate, reprezintă cam 20% din acest segment.
pentru îmbunătățirea segmentului de finanțare verde și pentru sprijinirea acestui domeniu. La nivelul CNSM a fost înființat un grup de lucru a cărui activitate s-a concretizat la începutul lunii iunie prin emiterea unei recomandări de către CNSM. Grupul de lucru a identificat 16 recomandări, acestea vizând trei domenii principale. În primul rând avem nevoie de creștere sustenabilă a accesului la finanțare pentru proiecte pentru proiecte legate de agenda schimbărilor climatice. Al doilea pariel se referă la sprijinirea schimbării structurale a economiei către una cu valoare adăugată superioară. Iar cea de-a treia categorie de recomandări se referă la îmbunătățirea transparenței, raportărilor și a disponibilității informațiilor legate de agenda schimbărilor climatice, precum și creșterea gradului de conștientizare cu privire la impactul acesteia. Iar pentru fiecare dintre cele 16 recomandări este desemnată explicit entitatea care este responsabilă pentru implementarea acestora. Iar cele mai multe dintre recomandări au ca termen următoarele 6 luni. Informații suplimentare despre acest raport și activitatea grupului de lucru pot fi regăsite pe website-ul CNSM și am inclus în cadrul prezentării link-urile unde pot fi accesate atât versiunea integrală a raportului cât și alte informații. Vă mulțumesc mult pentru atenție. Da, vă mulțumim și noi și felicitări pentru raportul realizat și sperăm ca recomandările să fie implementate cu succes cât mai curând. În continuare, îl invit pe domnul Daniel Apostol, director comunicare de la Autoritatea de Supraveghere Financiară. Scuzați pauza tehnică, am realizat că am plecat fără ochiare de vedere de acasă. Doamnelor și domnilor, bună dimineața, mulțumim pentru invitație. Salut prezența colegilor de la Ministerul de Finanțe, la Banca Națională, de la AFC și nu în ultimul rând de la primul emitent de obligațiuni verzi. Felicit totodată Bursa de Valori București, în numele nostru, al Autorității de Supraveghere Financiară, pentru inițiativa acestei expunere de puncte de vedere și vin alături de dumneavoastră cu câteva considerații pregătite de sectorul de instrumente și investiții financiare din cadrul autorității. În ultimii ani a fost acordată o atenție din ce în ce mai mare conceptului de Sustainable Finance sau, dacă vrem, de Green Finance și aspecte legate de sustenabilitate, care au devenit subiecte cheie pe agenda multor companii, pe agenda multor investitori și pe agenda multor guverne. În ceea ce urmează o trecere rapidă în revistă cu privire la perspectivele, la prezentul și perspectivele de reglementare în ceea ce privește obligațiunile verzi. Una dintre lecțiile învățate în urma crizei financiare, în urmă cu peste 10 ani, a fost aceea că piețelor financiare le-au lipsit transparența pe termen lung și măsurile sustenabile, precum și reglementarea adecvată. În acest context și ținând cont de preocupările și îngrijorările legate de schimbările climatice, la nivel european au fost demarate o serie de inițiative de reglementare a acestor concepte sau tendințe, inițiative care fac parte din planul de acțiune al Uniunii Europene privind finanțarea durabilă. Cele 10 acțiuni și propunerile legislative aferente din cadrul planului de acțiune includ dezvoltarea unei taxonomie europene privind activitățile durabile, crearea unor indici de referință pentru emisiile scăzute de carbon și dezvoltarea unor standarde și etichete, precum standardul obligațiunilor verzi și etichetele ecologice. Crearea unui sistem de clasificare pentru activități economice durabile, denumit taxonomia Uniunii Europene, s-a concretizat odată cu publicarea în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene a Regulamentului 852 de anul trecut,
privind instituirea unui cadru care să faciliteze investițiile durabile și de modificare, totodată a regulamentului 2088 din 2019 privind taxonomia. Acest cadru stabilește 4 condiții generale pe care o activitate economică trebuie să le îndeplinească pentru a se califica drept sustenabilă din punct de vedere al mediului, precum și obiectivele de mediu la realizarea cărora, a uneia sau mai multora, o astfel de activitate economică durabilă trebuie să contribuie în mod substanțial, după cum urmează. Atenuarea schimbărilor climatice, adaptarea la schimbările climatice, utilizarea durabilă și protecția resurselor de apă și a celor marine și tranziția către o economie circulară, la care se adaugă prevenirea și controlul poluării, protecția și restaurarea biodiversității și a ecosistemelor. Legiuitorul european a considerat oportună crearea unui cadru de reglementare unitar la nivelul Uniunii Europene prin intermediul unor acte normative de directă aplicabilitate în statele membre pentru a elimina riscul luării unor măsuri divergente la nivel național, precum și al abordării diferite în diverse sectoare ale serviciilor financiare. Ca autoritate competentă în domeniu, la nivelul României, Autoritatea de Supraveghere Financiară a participat activ, alături de Ministerul Finanțelor, la negocierea acestor două regulamente europene prin intermediul experților desemnați în cadrul grupurilor de lucru de la nivelul Consiliului UE. Odată cu intrarea acestora în vigoare, sau odată cu momentul aplicării lor la nivelul pieței autohtone, entitățile autorizate, reglementate și supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiară au depus eforturi susținute de aliniere la noul cadru legal direct aplicabil, fiind într-o strânsă colaborare și într-un dialog continuu cu ASF în procesul de adaptare la noile reguli. Precizăm că majoritatea prevederilor Regulamentului Uniunii Europene 2088 din 2019 au devenit aplicabile la 10 martie anul acesta, iar cele ale Regulamentului Uniunii Europene 852 din 2020 vor deveni aplicabile de la 1 ianuarie 2022. În ceea ce privește cea de-a doua acțiune din cadrul Planului de Acțiune al Uniunii Europene privind finanțarea durabilă, și anume elaborarea unui pachet a unor standarde privind obligațiunile verzi, Comisia Europeană a mandatat un grup de experți tehnici să elaboreze standarde pentru obligațiunile verzi, această acțiune concretizându-se într-un set de recomandări, dacă vreți, într-un ghid către piață, cu privire la modul de susținere și monitorizare a implementării acestor standarde. Documentul poate fi privit ca un standard voluntar propus emitenților care doresc alinierea la cele mai bune practici de pe piață. Este conceput pentru a fi relevant și accesibil pentru emitenții aflați în Uniunea Europeană, precum și către emitenții aflați în afara spațiului european. Se bazează pe cele mai bune practici ale pieței, cum ar fi Green Bond Principles, dezvoltat de Asociația Internațională a Pieței de Capital. Modelul propus stabilește 4 componente principale. 1. Alinierea utilizării veniturilor cu taxonomia. 2. Conținutul unui cadru de obligațiuni verzi care urmează să fie produs de emitent. 3. Raportul de alocare și impact necesar. Și 4. Cerințele pentru verificarea externă de către un verificator aprobat. Este important de menționat aici faptul că grupul de lucru mandatat de Comisia Europeană pentru elaborarea acestui ghid a propus implementarea acestuia în 2 pași, și anume adoptarea inițială și publicarea acestuia ca act al Uniunii Europene fără caracter obligatoriu, cum ar fi o recomandare sau o comunicare. Ulterior, în urma monitorizării impactului aplicării lui pe o perioadă de 3 ani, putându-se analiza oportunitatea adoptării unui act normativ cu caracter obligatoriu. Vă mai transmit că Autoritatea de Supraveghere Financiară urmărește îndeaproape acest subiect, ce se află în atenția Comisiei Europene, și va lua în considerare, ținând cont de evoluțiile pieței autohtone în această direcție, precum și de evoluțiile legislative la nivel european, oportunitatea de a elabora viitoare reglementări în acest sens. În același context, este demn de menționat că la nivelul anului trecut, Comisia Europeană s-a angajat să revizuiască directiva privind raportarea nefinanciară ca parte a consolidării strategiei pentru investiții sustenabile. Conform ultimelor evaluări și studii realizate, Comisia a concluzionat că informațiile raportate nu detaliază corect sau suficient impactul aspectelor nefinanciare asupra companiilor și nici impactul pe care companiile îl au asupra societății și asupra mediului înconjurător. Prin urmare, la 21 aprilie anul acesta, Comisia a publicat o propunere de directivă referitoare la raportarea de către companie a informațiilor privind durabilitatea. Prin această inițiativă, urmând să se răspundă la probleme precum lipsa comparabilității și a fiabilității informațiilor nefinanciare raportate, imposibilitatea de a răspunde nevoilor părților interesate, spre exemplu, evitarea situațiilor în care companiile raportează informații irelevante pentru utilizatori, iar pe cele necesare nu le iau în calcul, și complexitatea cerințelor privind raportarea informațiilor nefinanciare, dar și costurile ridicate, suportate de către companii.
Proiectul propune totodată amendarea 4 acte normative, printre care relevantă în domeniul emitenților și operațiunilor de piață este modificarea propusă pentru Directiva 2004/109 a Comisiei, Directiva 109 din 2004 a Comisiei Europene, privind armonizarea obligațiilor de transparență în ceea ce privește informația referitoare la emitenții ale căror valori imobiliare sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată. Această modificare urmând să se facă prin extinderea ariei de aplicabilitate a cerințelor de raportare a informațiilor legate de durabilitate și la nivelul companiilor ale căror valori imobiliare sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată, precum și clarificarea regimului de supraveghere aplicabil raportării privind durabilitatea efectuată de către aceste entități. Mai sunt 3 acte normative care vor fi modificate în intermediul prezentei inițiative legislative. Directiva contabilă 34 din 2013 privind situațiile financiare anuale, situațiile financiare consolidate și rapoartele conexe ale anumitor tipuri de întreprinderi, prin adăugarea de cerințe privind raportarea informațiilor legate de durabilitate, și Directiva 43 din 2006 privind auditul legal al conturilor anuale și al conturilor consolidate și Regulamentul 537 din 2014 prin includerea cerinței de asigurare raportat la cerințele privind durabilitatea. În final, o ultimă precizare, Autoritatea de Supraveghere Financiară se află în dialog permanent cu părțile implicate, mai ales cu Ministerul Finanțelor, în vederea urmăririi procesului legislativ la nivel european și întreprinderii tuturor demersurilor de transpunere la nivel național a prevederilor noii directive, ulterior publicării acesteia în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, așa cum este de altfel firesc. Vă mulțumim foarte mult pentru atenție, vă urăm succes în continuare. Mulțumim foarte mult și noi. For our next guest, we will switch to English. So we have with us Ms. Honorata Evelina Fialca, Senior Climate Economist at the International Finance Corporation. Thank you very much. I'm connecting today with you from Vienna. The first question, you can see me on the screen. I will start to share my presentation right now. Yes, we see you well. Okay. And can you see the presentation as well? Yep, it's all good. That's fantastic. So thank you very much for inviting IFC and me to speak about green and sustainability bonds today. I connect from Vienna, where the IFC team is based in the region. And this is the team that develops green bonds with the real sector companies. And today, I would like to give you our version of the green and sustainability bond markets. I would like also to introduce different types of bonds. My previous speaker spoke about different aspects of environmental, social, and governance aspects, including the EU taxonomy. I would like to speak about this. Then I would like to find out or speak with you what makes a bond green. And finally, show the IFC's role and technical support for the market. So the first point, the previous speaker spoke how the market picked up tremendously. And we all remember the year 2007 and 2008, the financial crisis. The market needed a different assurance to the quality of assets. So during this time, it was the pension funds from the Nordic countries that asked the European Investment Bank and the World Bank, IBRD, to issue green bonds. This happened in the beginning, but you see the first 10 years of the bonds were very difficult. It's only after 2016 when an assurance report by KPMG, which confirmed that the EIB proceeds were duly expanded to green projects, when the market picked up. Today, the market is at more than $1 trillion, but it's still only 1% of the entire bond market. So please allow me to show you 3 different graphs that show who are the green bond issuers. And I will start with the first graph to the left-hand side, the upper side of the slide. You see the dark blue colors. It's the sovereign bonds and it's the municipal bonds that dominated the market until 2017. Starting from 2018,
we have the industrial, the utility sector, and the financial institutions who come in and increase the share of its proportion in the green issuances. When we look down at the graphs that speak about financial institutions issuance, we see that the banks dominate the landscape, and I welcome the views of Raiffeisen Bank, who will be speaking after me, on the markets in which the banks operate. We see new players coming in, especially the real estate companies and REITs, which you see as a small green color spot here, but this market is increasing. When we look at non-financial corporate issuers on the right-hand side, we also see very typical issuers that were also mentioned before. So we see utilities and the base industry, which is the steel, iron. We also see the coal companies who look at green bonds. So this is the current state of the market. And where do we see Romania? Why is IFC interested in Romania? We see Romania as a very active provider of assets to green bonds. So we've seen Romania now on the figure that shows the results between 2012 and 2020 as one among the top 20 by the cumulative volume in US dollars. When we look at Romania, Romania is among top 10 of assets that are packed in green bonds. And IFC is very much interested to work with Bucharest Stock Exchange and other partners present today to work more on Romanian companies entering the markets on their own, and also Romanian investors looking at this huge opportunity. And you see also that while other countries in the EU have the sovereign issuances, we see in Romania that the corporate sector is quite interested and very attractive to foreign investors. What we also see is the changes in other European markets. So for instance, the Scandinavian and German markets are under pressures of inflation, and also the assets are getting very expensive, which also leads to huge interest in Romanian assets, which are still growing at rates that can't be compared to the rates in the Western European markets. So this is, we see huge potential in Romania. And also what we see, and this is the change in theme in the year 2020, we all remember the pandemic times, that we have a new asset class in the bond issuances, and it's the asset class of the sustainability-linked bonds and social bonds. So what we also observe in the Romanian corporate markets, that new categories of bonds, not only green bonds, but other aspects come into the center of this. So I was speaking now about the Romanian market. I would also like to give you a snapshot what IFC was doing in the past time. So IFC surpassed already 10 billion in green bond issuances and established two funds focused on financial institutions and one focused on real sector. My team, which is based in Europe, in America, and in Africa, focuses on real sector. So the non-financial sector, to be very blunt. And in this sector, we had 21 projects and 8 sectors, and we also issue bonds and participate in investments in foreign currencies. So we are very proud of the impact that we have in the renewable energy industry, where we generated funds to finance more than 5 million megawatt hours of renewable energy that corresponds to our to the yearly consumption of Moldova. And we are also very proud of having impact with our co-investors and having the chair of the steering committee of the Green Bond Principles as IFC. As I spoke, so the Green Bonds was the name of the bonds for the past 10 years. I would like to give you a very short overview of different bonds that also belong to the bond, to the sustainability bond family. So here I have 5 pillars, and they are in the order of the volume in the market. So the biggest volume in the market, you have the green bonds on the left-hand side with 1 trillion, and a newcomer to the market are the sustainability-linked bonds.
So whilst the green bonds have a proceeds in green projects, in renewable energy, energy efficiency, green buildings, green transportation, they are the standard and the classics in the ESG bond family. The newcomer is the sustainability bond that, in addition to the green bond proceeds, also looks at social aspects. So especially after the pandemic, the aspects of quality of life, aspects, investments in, for instance, women entrepreneurs, investments in health of certain groups, granting access to certain public goods to social groups. This is the direction of a sustainability bond. The third type of bonds we have in the market are the blue bonds. Blue bonds are connected to water. So while in the Pacific, they are very often connected to oceans, clarity and cleanness, in Europe, they are very often used by municipalities to finance sustainable water treatment, water supply, and wastewater treatment. They are also an interesting newcomer to Europe now. And another category of bonds are the transition bonds. They're especially interesting to companies that will never achieve zero emission levels because it's impossible by the nature of the assets. So for instance, steel companies who cannot completely reduce the CO2 emissions go into transition bonds, promising to investors reducing the CO2 emissions per ton of steel or other product they produce. Last category that I would like to introduce here are the sustainability linked bonds, very, very active in the year 2021, also driven by the European regulation that was mentioned by the speakers before. We have here lots of regulatory changes connected to water use, to supply chains, and here investors also know that they will not be perfect within the time the bond is in the market for the next 5 to 6 years. So the promise here is to achieve certain results, and if this result is not achieved, to pay to investors a step up on the coupon. An example would be the textile producer H&M issued a bond where it promises to reduce waste, and if such reduction is not taking place, the investors get a step up in their coupon. So coming back to our green bonds, what makes a bond green? So we welcome the EU regulations that will be binding in the beginning of the next year. Until now, the green bonds were a voluntary scheme that was issued and launched by the International Capital Markets Association through Green Bond Principles. And there are four aspects which needs to be met to call a bond green. So the first aspect is the use of proceeds. The issuer needs to identify eligible green projects and really assign those proceeds to only these projects. So if a company decides to do energy efficiency in its plants, the use of proceeds needs to be assigned to energy efficiency in plants and not to energy efficiency in buildings. This makes the use of proceeds is important. The second point is the process for project selection and evaluation. The issuer needs to explain how the projects were selected. So it's usually connected to having teams within the company and in many cases engineers, because of course the greenness depends a lot on the kilowatt hours saved and the carbon emissions saved. And this process of selection needs to be described in the documents accompanying a green bond. The third aspect is the management of proceeds. So the proceeds needs to be put on an extra account, and this account needs to be assigned to the green assets, in our case, energy efficiency in the plants. The fourth aspect is the reporting. So after the issuance, as I mentioned earlier, the market is a little bit skeptical. Will the corporate deliver on the greenness? And the Green Bond Principles requests yearly reporting.
So issuers should make sure on the one hand that they report the impact and on the other hand that the proceeds used for the projects are really used for what was promised. The principles were updated this June and there were two recommendations added. These recommendations are common practice in the market, but they were formalized now. And this is the recommendation to establish a green bond framework, which summarizes the four mentioned points. And the second recommendation is to have an external review. There are renowned reviewers who confirms that the use of proceeds, the process, the management and the reporting are according to the highest standards. IFC also welcomes to see the cooperation of the partners' presence with such reviewers and also welcomes the reviewers coming to the Romanian market. To sum up, what is a green bond? We know it's a debt instrument that is financing or refinancing assets. The two components, the ex ante component is the screening of projects and providing a clear process within the company for selection. And ex post, what's important to the green, to a bond being a green, first of all, the reporting in terms of the impact of the proceeds. And the second, that the proceeds are really used for the projects that were promised as green. To give you an overview, what are the asset classes that make the green bonds eligible? It's energy, of course, with low carbon generations, energy efficiency, storage, smart grids, sustainable energy access, also transportation, the EV vehicles, but also components and logistics connected are eligible. Water is also eligible for the green bond, air and environmental improvements, the buildings envelope. We see this is a very interesting aspect in the Romanian markets on low carbon and certified buildings refurbishment, manufacturing, as previous speakers mentioned, renewable energy and energy efficiency. There is a huge consolidation process now going forward in Europe. We think we will see many issues in this sector, and also agriculture, forestry, and recycling and waste. So why do the hassle for the green bonds? As Christian Nacu spoke in the beginning, we see from those who issued bonds that the hassle of having extra documentation pays off, and that's the interest of investors. You see the plain vanilla bonds here on the picture in the light green color, and you see the subscription level at quite low level compared to the green bonds designed here in dark green colors, and the levels of oversubscription and interest of investors is what the issuers of bonds prize and say that this is worth the game. So refinancing and taking new steps after the crisis can be done with reliable investors who looked at ESG criteria. To sum up, how is IFC helping with investment and technical assistance? We are interested in the Romanian market. We come with investment, especially in the green and in real economy. So the team that is based in the region is interested in the non-financial assets. We bring in investment and advisory. Our investment and advisory, you see Romania is one of the many countries which we target and focus. And the sectors which were already mentioned are very interesting and available as targets for investment in Romania, so clean transport, water, food processing, agriculture, manufacturing, industry companies, but also real estate and building envelope and the sector of energy. And here I would like also to stress that IFC has the mandate in this case to work with corporates, municipalities, state-owned enterprises and sovereigns. So we welcome ideas on issuances in this sector, and we bring in a technical assistance offer. So we have three pillars.
we build the markets. So we do assessments for green and sustainability linked bonds. We do outreach seminars with trusted partners, and we hope that the Bucharest Stock Exchange will be our partner in that and remain our partner. And we also train the local service providers. So this is how we build the market. When it comes down to the business, we also help to build the project pipeline, which you see in the center of the slide. So we train issuers teams so that the know-how is not with external consultants, but within the core companies in the market. We run diagnostics on the planned project pipelines. You remember, it's important to assign the proceeds to green assets. And we also support the companies in providing second opinion or maybe changing a little bit the framework of the bond if investors want more social component in it. So our team can help you with this. And the last aspect is reporting. There is, as you remember, huge need of investors to have transparent view of what the company is spending the proceeds on. So we provide guidance and support the corporates with first post-issuance emission. And all that is combined with investment that IFC brings to the market with about 540 million of funds, with which we are interested as an investor in sustainable business in Romania. And this is to announce our cooperation with the Bucharest Stock Exchange. We plan a training on a deep dive in green, social, and sustainability linked bonds issuance. And this is the part that we like to look at the corporates in the Romanian market. So it will be learning on creating the green bond frameworks. We will have case studies from an issuer perspective, from an investor perspective, and we will cooperate with the Bucharest Stock Exchange on launching it, and it will be the Bucharest Stock Exchange who will have the lead on this. I would like to thank you at this point and say there is a team that is ready to support you. We cannot fly for the moment, that is why I connect today from home office, but we hope that the regulations will be lifted soon and the team is available to work with the stakeholders. Thank you very much for your attention. Thank you very much, Honorata. We are very happy to collaborate with you on this topic, and we hope to see growing interest in Romania for this type of instruments. În continuare, o invit pe doamna Iuliana Mușat, Senior Director Investment Banking la Raiffeisen, să ne spună un pic din experiența lor ca prim emitent de obligațiuni verzi în România. Vă rog. Bună ziua! Mulțumesc organizatorilor pentru invitație și pentru ocazia de a împărtăși experiența primei emisiuni de obligațiuni verzi în România. De asemenea, mulțumesc auditoriului pentru interesul acordat acestui eveniment. Voi începe prezentarea prin a... Ia să văd dacă mă descurc. Prin a clarifica sau prin a răspunde la o întrebare de bază pe care ne-am pus-o și noi atunci când am decis să apelăm la acest tip de finanțare. Ce sunt obligațiunile verzi? Ei bine, obligațiunile verzi sunt orice tip de obligațiuni al căror fonduri sunt exclusiv folosite pentru a finanța sau a refinanța parțial sau integral proiecte eligibile noi sau existente, care au un beneficiu major asupra mediului. Pentru a fi recunoscute în această categorie, obligațiunile trebuie să respecte standarde acceptate la nivel internațional, precum principiile obligațiunilor verzi ale Asociației Internaționale a Piețelor de Capital. La nivel european avem taxonomia europeană privind clasificarea activităților verzi și definirea criteriilor de eligibilitate și așteptăm ca până la sfârșitul acestui an Comisia Europeană să propună propriul său set de standarde pentru obligațiuni verzi. De ce obligațiuni verzi? Ei bine, noi am identificat câteva motive bine întemeiate.
În primul rând, există un potențial semnificativ pentru creditarea de tip verde în România, atât pe termen mediu cât și pe termen lung. Cum spunea și antevorbitorul meu mai devreme, reprezentantul BNR, grupul de lucru pentru finanțare verde al CNSM anticipează că în următorii 9 ani, până în 2030, vor fi implementate proiecte verzi în valoare de aproximativ 60 de miliarde de euro. Evident, aceste proiecte vor fi finanțate prin fonduri europene, dar și mediul privat va avea propriul său rol în mobilizarea unor resurse financiare. În al doilea rând, avem antecedente la nivel de grup. Raiffeisen Bank International, banca noastră mamă, a emis prima emisiune de obligațiuni verzi în 2018, a urmat o serie de alte 7 emisiuni, ceea ce a dus, statistic vorbind, ca în aprilie 2021 RBI să fie considerat cel mai activ emitent de obligațiuni verzi în Austria. Și ceea ce este de remarcat, că o treime din fondurile obținute din aceste obligațiuni sunt destinate finanțării unor proiecte verzi care provin din România. De asemenea, accelerarea implementării strategiei verzi în condițiile în care atât la nivel european cât și la nivel național se pune un accent din ce în ce mai mare pe sustenabilitate și pe activități economice durabile. De asemenea, ne dorim să consolidăm poziția pieței de capital ca mediu de finanțare sustenabilă în România. Ne dorim ca prin acest demers al nostru de a lista în mai la București prima emisiune de obligațiuni verzi, care va fi urmată, sperăm noi, săptămâna aceasta sau săptămâna viitoare de o altă emisiune de obligațiuni verzi, să evidențiem rolul BVB de catalizator al finanțărilor cu destinație proiecte sustenabile. Și nu în ultimul rând, țintele stabilite de BNR, cerințele MREL privind țintele de datorie eligibile de a absorbi pierderile în caz de rezoluție, au constituit oportunitatea mult așteptată pentru emiterea acestor obligațiuni. Cadrul obligațiunilor verzi. Obligațiunile verzi sunt emise pe baza unui cadru formal, care este un document formal aprobat la nivel de top management și care conține o descriere a strategiei de sustenabilitate a emitentului, a proiectelor eligibile și a criteriilor de eligibilitate, precum și cadrul intern de guvernanță pentru gestionarea acestor proiecte. Alinierea cadrului obligațiunilor verzi la standardele ICMA presupune respectarea 4 principii care sunt listate aici și care au fost detaliate mai devreme în prezentarea AFC. E vorba de utilizarea fondurilor pe categorii de proiecte eligibile, evaluarea și selectarea proiectelor, gestionarea fondurilor și raportare. Nu o să mai intru în detalii pentru că ați auzit detaliile un pic mai devreme. Pentru a întări credibilitatea cadrului obligațiunilor verzi și a asigura un nivel ridicat de transparență, este recomandat ca emitenții să obțină o evaluare externă de la o agenție de rating ESG, care să certifice, pe de o parte, alinierea la standardele de piață, dar și să verifice ulterior modul în care au fost alocate fondurile și respectarea criteriilor de eligibilitate. Utilizarea fondurilor. Pentru România, tranziția către o economie decarbonizată și sustenabilă va presupune cu prioritate investiții semnificative în dezvoltarea și renovarea fondului de clădiri verzi, în ecologizarea transportului și a infrastructurii asociate, în sectorul energetic prin dezvoltarea de capacități noi de energie regenerabilă, în creșterea eficienței energetice și, în ultimul rând, în agricultura sustenabilă și protejarea fondului de păduri și a ecosistemelor. Prin alocarea fondurilor către aceste proiecte eligibile,
Raiffeisen țintește conformarea cu cele 17 obiective de dezvoltare durabilă enunțate de Organizația Națiunilor Unite în 2015, dar cu un accent special pe 6 dintre acestea, și anume pe eradicarea foametei, energie curată la prețuri accesibile, industrie, inovare și infrastructură, comunități și orașe sustenabile, acțiune climatică și protejarea vieții terestre. Am detaliat aici câteva criterii de selecție a proiectelor eligibile pe care le-am avut noi în vedere în alcătuirea cadrului obligațiunilor verzi. De exemplu, pentru clădiri verzi, sunt eligibile acele clădiri care primesc o certificare recunoscută internațional pentru clădiri verzi. De asemenea, în cadrul clădirilor recondiționate, obținerea unei reduceri de cel puțin 30% a consumului de energie clasică, sau dacă aceste clădiri se află în top 15% la nivel național în ceea ce privește reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră. Dacă nu este disponibil acest top, atunci ar trebui ca performanța energetică să fie de cel puțin nivel A. Transportul ecologic, vehicule cu zero emisii în coada lăsată de țevile de evacuare, vehiculele cu intensitatea emisiilor la țevile de eșapament de maxim 50 de grame CO2 pe kilometru sunt eligibile doar până în 2025, iar din 2026 această intensitate va trebui să fie zero. Agricultura și silvicultura sustenabilă. Silvicultura durabilă înseamnă proiecte de împădurire, reîmpădurire și conservare sau restaurare a peisajului natural. Agricultură durabilă, achiziționarea, întreținerea și gestionarea agriculturii ecologice. Energie regenerabilă, proiecte de energie eoliană, energie solară, hidrocentrale cu capacitate instalată de până la 20 de MW, proiecte geotermale, energie din biomasă, deșeuri transformate în energie, inclusiv biogaz. Iar eficiența energetică, aici avem drept criterii de eligibilitate iluminare eficientă din punct de vedere energetic, proiecte de îmbunătățire a eficienței energetice a procesului de producție industrială, proiecte de stocare a energiei și rețea inteligentă pentru o distribuție mai eficientă a energiei. O componentă importantă a unei emisiuni de obligațiuni verzi o reprezintă obligația emitentului de a comunica investitorilor modul în care au fost alocate fondurile, cât și cuantificarea impactului pe care respectivele investiții le vor avea asupra mediului. Principiile obligațiunilor verzi, ICMA, recomandă ca raportul să includă atât indicatori cantitativ de performanță, cât și metodologia și ipotezele utilizate în cuantificarea impactului. Ce raportăm? Avem pe de o parte alocarea, unde raportăm valoarea totală a obligațiunilor verzi emise, valoarea totală și numărul total de împrumuturi verzi eligibile, alocarea pe categorie eligibile, alocarea împrumuturilor pentru clădiri verzi, distribuția geografică a acestora, procentul fondurilor alocate și nealocate, alocarea pe proiecte finanțate sau refinanțate. Care este frecvența de raportare? Este anuală până la alocarea integrală a fondurilor obținute. Raportarea impactului are în vedere emisiile anuale de gaze cu efect de seră evitate, economiile anuale de energie, capacitatea anuală de energie regenerabilă instalată, energia verde generată anual, numărul de persoane ce va utiliza transportul public ecologic sau suprafața terenului certificată de programele FSC sau PEFC, Forest Stewardship Council sau programul pentru aprobarea certificării forestiere. Iarăși, raportarea impactului se face anual până la alocarea fondurilor, dar și ulterior în cazul unui impact major.
Mergând mai departe, aici am încercat să detaliez, mai bine zis, să listez cele mai importante activități pe care le-am întreprins noi în timpul acestui proiect. Prima ar fi analiza portofoliului pentru a identifica proiectele eligibile, apoi dezvoltarea strategiei verzi, categorii de proiecte și criterii de eligibilitate, elaborarea cadrului obligațiunilor verzi, care a fost publicat în martie anul acesta. Acest cadru al obligațiunilor verzi a primit un second party opinion de la o agenție de rating ESG, Sustainalytics, care a, bineînțeles că a confirmat că acest cadru este respectă principiile și standardele acceptate internațional. Apoi am avut prezentarea, sau mai bine zis, comunicarea către investitori în care am interacționat bilateral cu fiecare dintre aceștia și le-am comunicat intențiile și planurile noastre pentru această obligațiune. Activitățile care urmează sau sunt în derulare sunt managementul fondurilor și raportarea alocării și impactului. Aici sunt câteva aspecte cheie ale tranzacției care a avut loc în luna mai. Deci la data de 7 mai am plasat obligațiuni verzi în valoare de 400.575.000 cu un tenor de 5 ani și o opțiune de răscumpărare anticipată după primii 4 ani. RBI, banca noastră mamă, și RBRO, Raiffeisen Bank România, au fost coordonatorii emisiunii. Rata cuponului a fost de 3,086%, cu 50 de puncte procentuale mai mare decât, sau cu o marjă de 50 de puncte procentuale peste randamentul titlurilor de stat cu aceeași maturitate. Cererea a fost de aproape 650 de milioane de lei. Emisiunea a beneficiat de un interes consistent din partea instituțiilor financiare internaționale. Am avut o treime din sumă subscrisă de IFI. Fondurile mutuale locale au subscris 29%, fondurile de pensii și asigurători 27%, iar alte bănci 11%. Ca distribuție geografică am avut România cu două treimi alocare, UK 13%, Europa 1%, iar US 20%. Această primă emisiune a fost listată pe platforma LGX, Luxembourg Green Exchange, unde sunt încadrați toți emitenții de instrumente financiare verzi care îndeplinesc cele mai ridicate standarde de piață în domeniul finanțării sustenabile și la Bursa de Valori București. La începutul acestei luni, Raiffeisen Bank România a plasat o nouă obligațiune verde, senioară și nepreferențială, din cadrul aceluiași program. Noi avem un program de 850 de milioane de euro listat la Luxemburg, iar pe măsura necesităților și a țintelor de MREL emitem diverse tranșe de obligațiuni. Deci, în cadrul aceluiași program, am emis la începutul lunii iunie o a doua tranșă de obligațiuni verzi plasată în România în monedă națională sau datorită cererii consistente primite de la investitori, am majorat cu 20% suma alocată inițial, a fost 1 miliard, iar în final suma alocată a fost de 1 miliard 200. Ea este deja listată la bursa de la Luxemburg, iar în prezent facem demersuri pentru listarea la Bursa de Valori București. Cam asta a fost. Înainte de a încheia, aș vrea să vă spun că pentru noi, echipa de proiect, această experiență a fost una atât formatoare cât și transformatoare. Formatoare pentru că am căpătat experiență, cunoștințe și abilități pe care le putem folosi și în a asista alți potențiali emitenți, dar și transformatoare pentru că
la nivel de gândire personală, ne-a schimbat modul de a acționa, în sensul că am realizat că este necesar, că au impact activitățile și acțiunile noastre și că este necesară o acțiune imediată pentru o mitigare a acestor efectelor, acestor acțiuni personale. Mulțumesc! Vă mulțumim și noi și sperăm ca mulți alți intermediari și emitenți să treacă prin aceste experiențe formatoare și transformatoare precum dumneavoastră. În continuare, îl zic pe domnul Adrian Tănase, director general Bursa de Valori București. Bună dimineața! Presupun că voi avea cuvântul de închidere la acest eveniment. Mă bucur foarte tare că se întâmplă aceste lucruri și evenimentul acesta vine să confirme faptul că bursa a avut o inițiativă, inițiativele bursei sunt în linie cu tendințele nu numai în România, ci la nivel european și la nivel, la nivel global. Noi am inițiat anul trecut această colaborare cu Sustainalytics, prin care încercăm să promovăm, de fapt, să facem mai vizibil afacerile sustenabile, da? Sustainalytics fiind un provider de scoruri și încercăm să aducem această dimensiune a transparenței în ceea ce privește afacerile sustenabile din punct de vedere ESG și pe piața de capital din România. O să ajungem și acolo, în care vom avea aceste scoruri publicate, însă ce vreau să punctez aici este că este foarte mult și feedback-ul pe care l-am avut după inițierea acestui proiect a fost în sensul faptului că este foarte multă nevoie de guidance pentru emitenți, nevoie de, de transfer de know-how în ceea ce privește sistemul de raportare, ce înseamnă un bond green și toate aceste lucruri care fac ca o afacere să fie, sustenabilă din punct de vedere mediu, social și guvernanță. Ne bucură foarte tare, din această perspectivă, ne bucură cea foarte tare această propunere a IFC, care a generat acest eveniment, de a fi parteneri în demersul pe care dânșii îl au, în cadrul acestui workshop pe care îl vom lansa pe 6-7 iulie. Este foarte important să avem astfel de workshop-uri și Bursa de Valori București va fi un partener serios în acest demers. Ne dorim să ne poziționăm ca un principal canal de finanțare pentru investițiile verzi, pentru investițiile sustenabile. Credem că avem un mare potențial în acest sens și din acest punct de vedere vreau să și salut faptul că, sau să mă bucur pentru faptul că autoritățile din România sunt foarte, foarte implicate în această direcție, în a promova afacerile sustenabile. Fără acest parteneriat pe care deja îl avem cu Banca Națională a României, cu Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu Ministerul Finanțelor, nu cred că putem să creăm acest cadru sustenabil pentru promovarea afacerilor sustenabile. Așa cum am zis, am inițiat anul trecut acest demers cu Sustainalytics. Este foarte multă nevoie de efort pentru a promova aceste valori ale sustenabilității în cadrul afacerilor pe care le construim în România. Avem un demers și cu Berdu pentru a crea un ghid de ghidare a emitenților în ceea ce privește raportarea ESG. ARIR are de asemenea un demers în care creează un astfel de ghid pentru membrii săi și pentru toți emitenții listați pe piață de capital, iar efort pe care îl salutăm. Și ne dorim ca de acum încolo să vedem din ce în ce mai multe emisiuni verzi. Felicitări Raiffeisen Bank pentru acest demers pe care îl faceți în această direcție și pentru încrederea pe care o aveți în piața de capital locală. Ne bucurăm că veniți cu a doua emisiune, de trei ori mai mare decât prima, și
Ne bucurăm de asemenea că sunteți foarte deschiși să oferiți la rândul dumneavoastră guidance pentru potențiali emitenți de obligațiuni verzi în România. Din punct de vedere al bursei de valori, bineînțeles ne dorim să avem din ce în ce mai multe emisiuni de bonduri verzi listate pe piața de capital din România și în viitor ne gândim să avem și noi un segment al obligațiunilor verzi pe piața de capital, astfel încât să identificăm mai bine acele obligațiuni care finanțează proiecte verzi în România. Pe partea de ESG, cum am zis, ne dorim ca aceste scoruri care sunt deja calculate și se vor calcula anual să fie publice, să avem produse legate indici în care ESG score să aibă pondere în indicii noștri. Însă până acolo vrem ca să depunem un efort susținut pentru a ghida companiile în ceea ce privește raportarea ESG, efort care deja a început, cum am zis, și pe care sper să-l considerăm a fi încheiat în scurt timp, astfel încât să putem publica aceste scoruri într-un mod confortabil atât pentru noi cât și pentru emitenții listați la bursă. Cam atât am avut eu de spus. Mă bucur foarte tare că se întâmplă lucruri în această direcție. Vreau să-i mulțumesc colegului meu, Remus, care este foarte implicat în aceste proiecte și care este un mare suporter al finanțării proiectelor verzi și sper să ajungem să vedem că se întâmplă aceste finanțări din ce în ce mai intens și sper ca Bursa de Valori București să fie în mijlocul acestui fenomen. Mulțumesc mult și vă urez succes tuturor. Mersi.